Preacuvioase părinte, preacucernici părinți, dragă familie a părintelui Paul Marian, biți frați, iubite surori, slăviți să fie Domnul și Hristos Santiago. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta, binecuvântată de a fi aici, în biserică, în casa Tatălui de rugăciune. Aș vrea să-mi încep cuvântul cu ajutorul lui Dumnezeu după masa aceasta și să spun câteva lucruri despre acest nou născut care astăzi s-a încreștinat în biserică, prin taina Sfântului Botez. El are un nume deosebit, el poartă numele unui sfânt. Și cred că o parte de aici, din locul acesta, cunoașteți despre ceva din viața Sfântului Sterian, dar cei care nu știți, și eu am citit să mă informez despre acest sfânt și aș vrea să, prin câteva cuvinte scurte, să vă spun ceva despre sfântul acesta. Pentru că el, numele pe care mi s-a dat și cred din toată inima de către familia părintelui, nu a fost la voia întâmplării. Vedeți, noi de multe ori ne alegem poate nume și nu știm ce simbolizează sau ne alegem poate la voia întâmplării, dar cred că în situația aceasta, numele acesta e dat și bine specificat. Aș vrea să vă spun despre acest sfânt care a trăit în secolul 6, în Turcia de astăzi, în Asia Mică. Și numele acestui și sfântul acesta, Stelian, vreau să vă spun că este ocrotitorul familiei și ocrotitorul copilașilor. Și oriunde îl vedeți reprezentat printr-o sfântă icoană, o să vedeți întotdeauna cu un copilaș în brațe. Acest sfânt Stelian a fost dintr-o familie de oameni bogați. Și la un moment dat în viața lui și-a dat toată bogăția săracilor, a împărțit-o și a trăit undeva într-o peșteră. Și în peștera aceea spune viața acestui sfânt că acolo venea Îngerul Domnului și aducea hrană. Și mai spunea despre sfântul acesta că el, încă fiind în pântecele mamei lui, era sfințit de Dumnezeu și s-a făcut locaș a Duhului Sfânt. Încă din pântecele mamei lui, acest sfânt. Se spune despre sfântul acesta de ce am zis că e ocrotitorul copiilor și a familiei. Că în popor a venit o boală, o boală mare, o boală grea. Și au murit foarte mulți copii în perioada aceea și mamele acestor copilași s-au rugat către Sfântul Stelian ca Dumnezeu, prin acest sfânt, să poată să oprească această boală, această moimă care a venit în popor. Și se spune despre sfântul acesta că boala aceasta a încetat, au murit tot mai puțin copii, dar acest sfânt le-a dat acelor mame să dobândească prunci în continuare, ca să se bucure și să se mândrie cu ei. Și iată ce frumos nume i-a pus familia părintelui acestui sfânt, Sfântul Stelian. Ocrotitorul copilașilor și ocrotitorul familiei. Și cred că sora Andreea, în inima de mamă, cunoaște mai bine lucrul acesta. Toate mamele care se roagă la sfântul acesta, cu credință și cu lacrimi, sfântul le ascultă și le dobândește rugăciunea. Și bineînțeles celor care își doresc să aibă prunci de la Dumnezeu. Aș vrea să vă spun câteva lucruri pe scurt din viața acestui sfânt. Am vrut să cunoaștem despre el. Vreau să vă spun că este o mare bucurie pentru familia părintelui, este o mare bucurie pentru comunitatea aceasta de aici, din Sirionești. Este o mare bucurie și pentru adunarea oastei din Bistrița, pentru că ea a mai crescut cu un membru. Dar în același timp vreau să vă spun că este și o mare responsabilitate pentru toți acei care astăzi suntem aici.
Noi de multe ori nu conștientizăm lucrul acesta, spunem, păi responsabilitatea cade pe familie, așa este, în primul rând, cade și pe biserică, dar în același timp responsabilitatea aceasta, poate mai mult decât bucuria în sine, cade pe fiecare dintre noi. Pentru că copilașul acesta face parte dintr-o biserică, face parte dintr-o comunitate și fiecare membru din această biserică, din această comunitate, este responsabil pentru fiecare copil. Vedeți ce important este cum vorbim, cum ne purtăm, cum trăim, pentru că ei se uită la noi, copiii se uită la noi, chiar și copiii din biserică. De multe ori facem, poate, glume cu ei de la locul lor. Sau cine știe ce spunem, în loc să-i îndemnăm și să le spunem, uite, dragul meu, când îți faci o Sfântă Cruce, cum trebuie să-ți ții degetuțele, să-ți faci Sfânta Cruce? Poate că noi le spunem altceva. De aceea, fiecare avem o responsabilitate, o bucurie, dar în același timp și o responsabilitate pentru fiecare nou născut într-o biserică și într-o comunitate. Aș vrea să aduc aminte aici, în fața dumneavoastră, un psalm scurt. Și psalmul acesta, 126, în traducerea sinodică, pentru că traducerea aceasta o folosesc, în cealaltă, în traducere, în 127, psalmul acesta are 5 versete. Numai 3 vreau să vă citesc. Și spune așa, psalmul 126, de n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar rostini cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar privechea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu. Voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-a dat în somn, iubiți, Domnul iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodul pântecelui. Iată ce frumos psalm. Copiii sunt o moștenire de la Domnul. Este o binecuvântare de la Dumnezeu. Și mi-am notat aici, am zis ca și temelia familiei, trebuie 3 lucruri și sunt foarte importante luând din acest psalm 126. O casă binecuvântată și zidită de Dumnezeu, o muncă binecuvântată și răsplătită de Dumnezeu și copiii pe care Dumnezeu îi dăruiește unei familii pentru a fi îndrumați și pentru a fi crescuți după voia Lui. Iată 3 lucruri. Ca să fie o familie binecuvântată de Dumnezeu și la temelia acestei familii, ca să fie o familie sănătoasă, trebuie să fie lucrul acesta. Casa zidită de Domnul, munca binecuvântată și copiii care splată a cererilor lor și al implicărilor, dar copiii aceștia pe care Dumnezeu îi dă să fie îndrumați spre Hristos, spre Împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, am spus că pentru noi este o mare responsabilitate. Pentru noi ca și părinți, pentru că văd aici mulți părinți tineri. Și eu sunt un tată, pot să spun tânăr. O să mă numesc așa tânăr, deși sunt la a doua, cum să spun, a doua parte a vieții. Spun că sunt tânăr și am copii și atâta timp cât avem încă părinți și noi suntem copii la rândul nostru. Și vreau să vă spun că este o mare responsabilitate ca și părinte cum să-ți crești copiii. Pe ce cale se duci? Spunea cineva un lucru foarte important. Că noi suntem niște semănători, părinții sunt semănători. Ceea ce seamănă, dumneavoastră aici sunteți la țară și aveți mulți pământ de aici din locul acesta și puneți primăvară, toamnă, semănați în pământ. Ceea ce semănăm în pământ, să știți că aia vom culege. Dacă noi nu vom semăna ceea ce trebuie în inima copiilor noștri, aia vom culege din viața lor, iubiții mei. Uitați ce spune Sfântul Porfirie. Zice așa, sfințenia părintelui este cel mai bun exemplu sau cel mai bun mod de a crește copiii. Iată, poate că noi de multe ori spunem, trebuie să le dăm sfatul copiilor, trebuie să încercăm să tot timpul să-i batem cumva la cap în sensul acesta și nu e rău să le dai sfaturi. Nu este rău să le spui lucrul acesta, dar cred că în prima dată și sunt foarte de acord cu lucrul acesta, citeam de la cineva, în primul rând, eu ca și părinte trebuie să sfințesc viața. Viața mea ca și părinte trebuie să fie una
după voia lui Dumnezeu ca copilul să poată să se uite în viața mea. Este cel mai important lucru. Sfințenia Părintelui este un mod în care putem determina pe copiii să vină la Hristos. Părinții, să știți că sunt pictori, sunt sculptori. Nu știu câți sunteți de aici și pictori și sculptori, dar vreau să vă spun că noi, prin modul acesta, creionăm cumva viața copiilor noștri. Depinde ceea ce facem, cum creionăm viața copiilor noștri. Vedeți, în familie se formează omul lui Dumnezeu și noi avem datoria ca și familie, ca și cap de familie. Avem datoria aceasta să formăm în familia noastră omul lui Dumnezeu care să se ducă spre Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că fiecare, la un moment dat în viața noastră, va trebui să dăm o răspundere în fața istoriei și în fața judecății lui Dumnezeu. Și atunci ce vom răspunde noi față de lucrul acesta? Mă apropiu de încheiere și vreau să vă spun ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă la început, din fragedă copilărie, îi abate pe copiii noștri de la păcat și îi pune pe calea cea bună, lucrul acesta va deveni pentru ei deprindere și va intra în firea lor și nu se vor abate de la lucrul acesta. Și chiar în Biblie spune, ceea ce înveți de mic, nu uiți până la bătrânețe. Iată ce spune înțeleptul Solomon. Ce important este lucrul acesta? Și vă aduceți aminte, și cu aceasta închei, când un părinte într-o mănăstire îi spune unui ucenic, spune așa, du-te acolo în grădina aceea și smulge copacul acela din rădăcini. Era un copac tânăr, dar rădăcinile lui erau foarte înfipte în pământ. Și merge acest ucenic și trage de copac și vine înapoi dezamăgit și spune, părinte, nu pot să-l smulg. Nu pot, pentru că are niște rădăcini foarte bine înfipte în pământ. Bine, zice, du-te mai încolo și mai vezi un copăcel, trage de acela să vezi. Era un copăcel micuț, rădăcinile nu erau tare în fiind de pământ și l-a duce înapoi. Asta am vrut să spun. Când trebuie să ne ocupăm de copiii noștri? Când au o anumită vârstă, noi, iubiții mei. Știți ce spun Sfinții Părinți? Chiar înainte de a veni pe lume, eu ca tată și mamă trebuie să pregătesc venirea lor. Cum o pregătim noi? Să-mi fie cu iertare de multe ori trăind în păcat și în multe rele. Iertați-mă că pot îmi permis să spun lucrul acesta, dar sunt adevăr. Și vrem să avem o familie binecuvântată, să avem copii binecuvântați și sănătoși, dar de foarte multe ori noi nu știm să avem grijă de lucrul acesta. Domnul să ne ajute ca să ne putem crește copiii în frică de Domnul și pe calea aceasta spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui.